Bună seara, oameni buni! Vă spune Dorin Burlacu, moderatorul acestei emisiuni. În această seară avem un invitat special în persoana lui Claudiu Giurgea, un reputat jurnalist de sport de la Realitatea Plus. Bună seara, mulțumesc de invitație! Bună seara! Am aveți doi reputați lângă mine, nu sunt eu singur. Lângă noi mai este antrenorul de fotbal al echipei Olimpia Râmnicu Sărat, Marius Târâlă, care este pe locul întâi. Mulțumesc. Bună, Marius! Și Ariel Lopez, component de bază al echipei Gloria Buzău. Salut, Ariel! Bună seara, Dorin! Mersi mult și eu pentru invitație! Bine ați venit și mă bucur că ați acceptat invitațiile. Deci o să abordăm subiectele de actualitate care sunt în ziua de astăzi. Care sunt? Campionatul mondial din Qatar, nu? Gloria Buzău, echipa de suflet a buzăienilor, și Olimpia Râmnicu Sărat, echipa râmnicenilor, care se află pe locul întâi, și felicitări, Marius, cu această ocazie. Mulțumim. Claudiu, îți dau... Încep cu mine, ca să încep zic cu tine. Așa. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați chemat, e o plăcere întotdeauna să vin acasă, e o plăcere întotdeauna să aud că Olimpia Râmnicu Sărat e pe primul loc. Eu știam după vremea mea, de când stăteam în Râmnic cu Nelu Moldovan, antrenor, și de atunci știam că echipa era atunci pe primul loc, da. Dar în altă divizie. Frumoase vremuri, sper ca primul loc ăsta să mențină până la final și sper să existe și bani ca echipa să ajungă în Liga Secundă, pentru că știu că acolo e buba aici mare. Aici cu banii mari îți poate să ne spună cam ce și cum. Acolo e buba mare și să nu se frângă parcursul bun văd pe parcurs. Banii sunt la mine. Banii nu sunt la mine. Banii sunt la domnul primar, dar oricum Sorin Cârjan este pentru fotbal să și pricepe. Deci râmnicenii noștri întotdeauna au fost... Hai să nu ne lăudăm. Peste buzoieni, zicem așa, ca modești, nu? Da, e o variantă bună și ar fi extraordinar pentru județ ca Buzău să aibă două echipe în Liga a doua, da. Asta în cazul în care Gloria nu ne face vreo surpriză și o vedem la anul în Liga întâi. Eu sunt mai sceptic așa, sunt mai pesimist de felul meu, sper să dau eu greș până la urmă. Da, și Gloria a început cu un antrenor. Acum continuă cu altul, să vedem cum o fi în continuare. Până acum să sperăm că e bine. Uite, chiar este pe loc de play-off. Da, de asta spun. Deocamdată suntem pe loc de play-off. Mai avem 3 etape și dacă continuă așa, e foarte bine. Ariel, ce zici așa? Cum simți? Cum a fost cu vechiul antrenor? Cum e cu nou antrenor? Să nu-l bârfești pe ăla acum. Ai grijă, ce spui, cu cine știi cum ajungi la pusta aia. Nu știi cum ajungi la mâna lui. Sincer, și cu Pustaș și cu Mihalcea, eu personal m-am simțit foarte bine. Am simțit că echipa a stat, în general, bine pe un drum bun. Da. Chiar dacă am făcut pas greșit mulți din ce am vrut noi. Echipa, bineînțeles, cu adversarii pe care, în principiu, așa e și la fotbal. Se vede și Cupa Mondială, da. Că în principiu da. Nu există. Deocamdată, cum ai zis, am terminat pe locul de play-off, pe locul 6. E îmbucurător. Da, noi am vrut să fim mai sus, bineînțeles. Practic, ca și obligație, ar trebui să fim mai sus. Să zicem așa, suntem în grafic. Nu e foarte bine că mă gândesc la ce echipă avem și asta să putea și mai bine, dar nici foarte rău nu e. Deci să zicem că e bine, pur și simplu. Claudiu, vreau să-l întreb un lucru, pentru că mi se pare ilogic ceea ce se întâmplă la nivel de organizare în Liga Secundă, cu cel puțin o echipă în momentul ăsta în play-off care nu are drept de promovare și care nu înțeleg ce caută în play-off. Ok, e echipa cu care țin, dar asta e cu totul și cu totul altă discuție. Adică Steaua București. Adică Steaua București, dar aici nu o neg niciodată. În Curtea Stelei ai crescut. Asta nu pot să înțeleg, iarăși, și vreau să te întreb pe tine, din punctul vostru de vedere al jucătorilor, vi se pare corect, vi se pare normal să vă bateți într-un play-off cu o echipă care nu are drept de promovare, pare cea mai bună din Liga a doua și cu o echipă care poate strica toate ploile. Vă, vi se pare normală treaba asta? Noi ne gândim că nu este normal, așa. Cred că și toată lumea. Dar nu știu eu, din ce am auzit că încă sunt șansele.
că nu poate promova, că se duc la, nu știu, anul ăsta la nicio șansă. Poate să se ducă, poate e în timpul jocului viitor și nu se poate schimba regulile în timpul jocului. Mă gândesc, se mai aude. Să nu spunem că la noi în țară e posibil orice. Băi, ăștia de la federație cu altă mărturicile astea de la federație, te aștepți la orice. Păi mă gândesc că i-au încurcat ițele de s-au făcut așa și trebuia să o lămurească, că au avut precedentele campionate unde n-a fost în regulă. Acum deschizi un subiect în care nu mă mai opresc. Claudiu, zici ce vrei aici. La mine, ești subiectul Federația Română de Fotbal și conducătorii Federației Române de Fotbal nu e un subiect aparte. Sunt printre cei care au criticat, au avut curajul să critique tot ce fac băiețași ăștia la Federația Asta Română e poziția de Fotbal. Asta e poziția ta, ce o respectăm? Absolut, da. N-am ce să fac. Acum, dacă vreți, puteți să o tăia și la montaj. Nu, e curs așa ceva. Și mie mi se pare aberant să faci chestia asta. În condițiile în care sunt echipe care investesc, sunt oameni care dau bani de la ei ca să țină Olimpia în viață, Gloria în viață și așa mai departe, și vii cu o echipă care nu are drept de promovare și care strică absolut toată competiția în Liga Secundă. Adică ai pățit-o anul trecut, s-a întâmplat anul trecut, de ce continui să insiști în aceeași idee? Nu te învăța minte, cum s-ar zice. Mie mi-e foarte greu. Sunt perfect de acord cu tine. Pentru fotbaliști cred că e frustrant. Poate că locul ăla, punctele aia pe care poate le pierd cu Steaua sau mai știu eu cum, i-ar fi dus în prima ligă și e vorba și de banii lor. Păi, dar luăm acum exemplul ăsta. Nu? Au făcut un meci bun la Steaua și deci puteau să fie 3 puncte, să zicem, în loc de 1. Dar să putem să ne gândim și altfel. Poate nu că ar fi aranjamente din partea Stelei. Nu, dar asta, nu mă gândeam. Ei sunt demobilizați. Odată au chef să joace, odată n-au chef și atunci nu e în regulă. De aici e discuție. Marius, tu ai vreo părere despre asta? Da, eu spun totuși că eu sunt mai optimist, să zic așa, și am urmărit și eu pe Gloria. Eu spun că Gloria va promova anul ăsta. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că se te audă Dumnezeu. Au etapa care s-a terminat în weekendul acesta, e avantajat. Am văzut că echipele care urmăreau acolo s-au da, ridicat. Da, întâmplător, da. Cixereda a luat bătaie astăzi. Deși e un punct. De la ultima clasată, nesperat. Da, îi ține acolo și, cum a spus și Claudiu, pe o parte e avantajul Gloriei că Steaua nu are drept de a promova, pentru că Steaua dacă să termine play-off-ul. Steaua să termine pe primul loc, da. Steaua să termine pe primul și noi pe doi. Și automat, da, și pe sau trei. Și pe trei, de asta da. Spun că nu-i nimic a pierdut. Și... Da, aici, probabil, Claudiu nu s-a referit neapărat. Nu, eu mă referam la asta, mă referam la meciurile din play-off și la modul în care se duc punctele, pentru că da. Steaua poate, prinde o zi bună, au chef să joace și bate Gloria și apoi... Nu știu, n-au chef să joace și pierd cu Chiajna. Dau un exemplu, nu știu, neapărat. Fac cărțile despre asta e vorba. Da, și da. Așa tu te trezești, Gloria Buzău, de pe locul 6, te trezești pe 7 și ratezi play-off-ul. Și ai ratat play-off-ul pentru că este o... La mine aici e marea mea problemă. Da, și hai să vorbim că normalitatea asta ar fi, domnule, ok, te duci până la play-off, dar cele care nu au dreptul de a promova... Să nu accedă în play-off și să vină următoarele. Așa o văd eu. Acum o vedeți asta și era voi. Soluția logică, da. Mă rog, ce e logic pentru cred mine. Cred că au făcut și o mutare bună cu schimbarea lui Pustai, deși este un antrenor foarte bun, nimic de spus. Cred că Mihalcea a adus ceva nou și să vede în jocul lor, să vede mai multă disciplină, să vede mai multă și tactică și cu siguranță Ariel poate să confirme. Ariel, tu poți să confirmi. Și este un alt mod de a Să vede un suflu tânăr, ca să spunem așa pe românește. Probabil că Pustai era puțin mai blanzat. Să spunem pe românește că Pustai n-a mai învățat fotbal de 7 ani de zile, a rămas cu aceleași metode cu care a promovat cu Gazmeta Media și acum 10 ani de zile. Eu moderez, mie mi-e simplu să spun lucrul ăsta, pentru că este evident că Cristi Pustai a fost un antrenor decent la nivelul, la momentul domniei sale, dar în momentul ăsta hai să ne gândim că e puțin depășit, să fim așa mai din punctul meu de vedere un pic depășit și nu e antrenorul cu care Gloria ar fi promovat niciodată. Corect, asta e și părerea mea. Dar oricum se vede și se simte suflul lui Mihalcea. Acum probabil că e și el puțin nemulțumit de niște jucători, s-a și pronunțat în sensul ăsta, a zis că o să facă o mică curățenie, să aducă 2-3 plombe și o să zic că o să promovăm. Ce zice Ariel?
Despre promovare sau despre... Trebuiesc două, trei plombe la echipă sau tu sunt colegii tăi și nu? Eu cred că cu echipa pe care avem acum, noi bineînțeles că putem. Depinde, asta nu e treaba mea să vedem. Corect, cine corect. De asta nici nu vreau să insist pe tema asta. Nu e nimic, că se aduce sau nu se aduce jucătorii, nu mă gândesc la asta. Dacă suntem tot jucătorii pe care sunt acum, nu, și lotul pe care e acum, eu am același încredere și dacă vin 2, 3, 4, asta nu, sincer, nu mă gândesc. Problema e că a avut și ghiniu în Mihalcea, ca să zicem pe românește. Măi, s-a accidentat. Ba Blejda, ba Vale Alexandru, ba Alin Cristocea. Deci au fost probleme de lot, pur și simplu de n-a avut... Bănesc că e și o problemă a modului în care s-a făcut pregătirea asta vară, adică să pice așa din senin, nu sunt în... Da. Deci un cumul de factor, să zicem. Cred că acolo e problema. E mulțumitor că a terminat pe loc de play-off și de aici încolo e treaba lui. Nu mai poate să dea vina. Până acum putem să spunem, bă, a fost spus, stai de vină. Dar după pregătirea de iarnă și asta, eu zic, ce părere aveți? Na, acum depinde și cu ce jucători mai rămâne după pregătirea de iarnă sau ce jucători aduce după pregătirea de iarnă. Depinde pe ce l-o vor termina. Iacăt. Păi, asta am e înțeles cel mai important la doi jucători, dacă nu intri în play-off pentru păi cei nu, mai nu, nu, stai puțin, Marius. Deci acum gata, suntem pe loc de play-off. Acum, mai ai trei etape. Ei, acum se poate face transferuri, nu? În perioada asta de iarnă. Și ți-aduci tu pe cine vrei, păi 2-3. După cele 3 etape. Și mai sunt 3 etape, da, tu faci pregătirea, tu ți-aduci 2-3 ca să-ți îmbunătățești locul, deci acum cărțile ar fi în curtea lui, mă gândesc. Da, dacă nu prinzi asta, spun, dacă nu prinzi play-off-ul mai aduci. Păi da, dacă nu prinde play-off-ul, nu mai e vina lui Postai. Zic, Claudiu, cum o vezi? Nu știu, mie mi se pare combinată vina asta amândurora, adică în momentul în care Mihalcea a acceptat să vină la Buzău, bănuiesc că și-a asumat lucrul ăsta, bănuiesc că i s-a pus în contract obiectiv play-off și accederea în prima ligă. Ai dreptate și știu despre ce e vorba, deci chiar așa e. Și în momentul ăla, automat îți asumi lucrul ăsta, adică bănuiesc că nu e ca... Rădoi pus de Federația Română de Fotbal fără obiectiv de calificare la european pe care noi l-am găsit. Nu, are obiectiv. Că acolo e altă mâncare. Da, e cu naționala... Ți-ai asumat-o, știai ce jucători ai la dispoziție, ai fost antrenor de Liga a doua, știai, cunoști fotbalul din Liga a doua, adică n-ai venit din Mexic și ai preluat Gloria Buzău fără să știi despre ce e vorba. Și automat îți asumi lucrurile astea. Păi, dar el când a venit la echipă, a și declarat public, domnule, sunt mulțumit de loc, ziar el. Eu cum spun eu, deci sunt mulțumit de lot și numeric și valoric. Așa a declarat. De aici încolo, băi, dacă ai declarat asta, înseamnă că ești, na? Nu declarai. Cea mai bună variantă de psihologie a antrenorului o are Marius. Adică, în momentul în care vii la o echipă și vezi jucătorii și vezi echipa, cred că e greu să spui, bă, sunteți slabi, nu? Am un lot slab. Da, nu poți mai ales în timpul jocului, în timpul campionatului să spui că jucătorii... Păi da, atunci nu mai vii. Dacă... Da, era zis în iarnă, jumătate de echipă. Dar să fii serios, Gloria Buzău chiar are un lot foarte bun. Așa, jucători că tu fii... foarte valoroși, jucători care au jucat și în prima ligă, jucători care au fost numai la echipe de promovare spre prima ligă, adică au experiență în spate și au calitate foarte la bună. La asta m-am gândit și acum, eu că lotul singurul lucru care lipsește din punctul meu de vedere este atmosfera și asta vine pe fundul a rezultatelor, că victoriile ți aduc victoriile și cu siguranță i-ar fi avut o liniște în vestiar proprie și atunci și omogenizarea lotului fiind de ceva timp împreună aducea un plus tot timpul. Dar lucrul ăsta o să vedeți cum se întâmplă. Gloria o să intre în play-off, o să fie o altă emulație din nou, o să fie un alt suflu și cu siguranță cu pregătire bună, Gloria va termina, cum am spus, și pe locul 3 să termine. Și ca să intre direct, să promoveze direct. Da, să n-ai emoții la baraj cu o echipă din că până la urmă și locul 4 se duce la baraj, nu? Da. Deci locul 4 și... Practic, dacă e să luăm din 6 echipe, 4 vor fi acolo. Cu Steaua așa cu tot. Prima și ultima. Dacă e Steaua, prima și ultima. Repet, eu orice îi spune, mie îmi se pare o prostie să ai un play-off, echipe care nu au drept de promovare, care ți încurcă complet competiția. Și eu m-aș bucura foarte mult și să văd că vine lumea la stadion. Am văzut, cred că meciul cu Chiajna, al Gloriei l-am văzut, erau
câțiva răzvrătiți pe la tribuna a doua, 5-6 într-adevăr, oameni. Asta îmi se pare trist. Da, dar mă gândesc și la altceva. Mă gândesc că poate vrea și lumea un stadion nou. Ce părere ai? De ce? Mie stadionul de la Buzău mi se pare că arată excepțional. Din punct de vedere al tribunelor, aproape de gazon, da, toată lumea vrea acum un stadion nou. Dar hai să te întreb altceva. Merită să faci un stadion nou pentru 50 de inși care vin la meciurile Gloriei? Dar mă gândesc că poate ori veni mai mult dacă e stadionul nou. E celebra emulație ca pe toate arenele. Asta e ideea. Uitați-vă la Steaua, au jucat cu Gloria. Da. Și ce stadion, Ghencea. Cât au fost 200 de persoane. Da, dar, nu, dar de ce? Și mai stadionul și o frumusețe. Cum a zis Claudiu, de ce? Păi n-au drept de promovare, n-au miză. De ce să vină? Păi, eu nu cred că asta e mentalitatea suporterului, adică în momentul în care ești aproape de echipă și îți iubești echipa, ești acolo la fiecare meci. Chiar dacă ai drept sau n-ai drept de promovare, eu am mers la meciurile Stelei, la meciul, mi-aduc aminte de meciul cu Juventus, de acum vreo 15 ani. Sunt cam 15 ani. Când s-a jucat la minus 20 de grade și totuși erau măcar 10.000 de oameni în tribună, chiar dacă stăteam sau cu Valencia, cu Ninsoare, aia, sau cu Valencia, nu, cu Villarreal a fost pe Ninsoare. Sau Villarreal, așa, Villarreal a fost pe Ninsoare, am fost acolo. La fel de asta spun, bă, oameni buni, avem o echipă în oraș, avem o echipă care vrea să promoveze. De ce, Doamne iartă-mă, nu veniți mă la stadion? Într-adevăr, care nu e problema? Susținută, asta e realitatea. Mie asta mi se pare nu trist. Nu vin în număr mare. Și cred că și asta lor li se pare trist. Adică, altfel ai jucat cu 5.000 de oameni în tribună. Corect. Și altfel joci cu corect 10 răzvrătiți care... Păi... Eu amintesc, de exemplu, sezonul trecut tot la... Am jucat în Ghencea pe 3 decembrie, a fost exact ca acum, sau pe 2, nu știu, și au fost cam 6.000 de persoane. Da, anul trecut. N-aveau drept. Nici anul trecut, dar mă rog, era stadionul nou atunci asta. Dar așa, tu cum ești? FCSB sau Steaua? Da, e greu de spus, știi că pe mine tata m-a dus la stadion la 3 ani, pe stadionul Steaua din Bulevardul Ghencea, iar echipa se numea Steaua. Pentru mine sigla aia și numele Steaua înseamnă că aia este Steaua, da. Legal aia este Steaua, dar nu poți să negi faptul că FCSB-ul este echipa care a bătut Valencia sau echipa care a bătut Chelsea sau echipa pentru care am strigat ani de zile din 2003 încoace, știi? Da. E o chestie, o mizerie tipic românească, o mizerie de care pe fondul unor orgolii nu mai scăpăm, sau mă rog, nu o să scăpăm foarte curând și eu tot timpul răspund, chiar dacă nu-i tot mai civilizat, cu altă întrebare și o să spun că bă, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat la Belgrad dacă s-ar fi întâmplat astea cu Steaua Roșie sau cu Partizan, că se rupea orașul în două, adică îi călcau în picioare. Da. Nu, noi suntem niște proști, lăsăm capul în jos și nu știm să reacționăm cum trebuie. Vina principală e de departe a lui Gigi Becali, nu e vina al cuiva pentru ce se întâmplă. Sper că la un moment dat să existe o singură echipă Steaua, sper ca la un moment dat Olimpia să se numească iarăși Olimpia Râmnicu Sărat și nu CSM Râmnicu Sărat, pentru că mai așa era, e normal. Așa e normal. Sper ca Gloria să numească Gloria Buzău, nu FC Buzău, pentru că iar nu știu cine e FC Buzău. Da. Sper ca lucrurile astea să se așeze și sper ca suporterii aia de la nord și de la sud, care altădată, cu care altădată beam un șpriț sau beam o bere înainte sau după meciuri, că eram și eu cu ei acolo, să-și aduc aminte că au fost oameni, unii cu alții, că au fost prieteni și acum se înjură. Și acum s-au dezbinat. Și pe mine lucrul ăsta mă bulversează complet. Da, pentru mine Steaua Armatei e Steaua. Și okay. Steaua va rămâne întotdeauna echipa Armatei, asta trebuie să înțeleagă toată. Da. Da, e normal să fie așa, tu știi mai bine și ce nu, simți. Nu, neapărat că știu mai bine, asta simt eu și asta ce simți și ca tine mulți alții. În același timp, ai văzut că are FCSB-ul are foarte mult suporte. Deci tot care ar fi fost la Steaua asta. Dar să te întreb și eu ceva, dacă FCSB-ul ar retrograda mâine și Steaua ar promova mâine, cum crezi că se va deplasa masa aia de suporteri? Toți suporterii ar fi pentru echipa promovată. Aia spun, despre asta e vorba. Aici e legătura de suporterul ăla care a venit din Liga 4 alături de echipă și ăla care s-a trezit venind la meciurile FCSB-ului după ce a ieșit actualul șef de galerie din închisoare. Vezi că tu ai pomenit de federație. Până la urmă, ăștia n-au ajuns acolo de capul lor. Eu îl consider pe Mircea Sandu principalul vinovat și spun și de ce. Aduți aminte că la alegerile care au fost când a fost cu Gică Popescu, dacă el se retrăgea cum trebuia, nu mai era niciun fel de problemă. S-a încăpățânat, a rămas
și pe urmă a intervenit politicul, ce să ne mai ascundem. Da, din păcate acolo a fost și o neînțelegere a lor, pentru că de acolo a plecat. Gică Popescu a refuzat să fie secundat de Anghel Iordănescu la alegeri. Iordănescu a spus, bă, vin și eu să te ajut. Și alegerea asta a lui Iordănescu în Fruntea Națională mi se pare puțin ne la locul ei. Aici sunt subiectiv să, din punctul ăsta. Nu te provoc să vorbești. E lucru pe care l-am spus și lui, adică de fiecare dată când vorbesc cu el. Eu i-am spus că știu că sunteți prieteni și din cauza asta. Dar e o alegere greșită să meargă la echipa națională, dar bănesc și pentru el a fost o... echipa națională nu poți să o refuzi, adică da, indiferent cum ar fi, ce... dramatice, panorame de jucători. Cum am zis și de ăștia, de la federație, ei au fost profitori, la fel și Edi. El a zis că rupe norii. Uite că nu s-a întâmplat asta. Din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni antrenori care vin din generația asta și aici chiar nu sunt subiectiv pentru că știu cât muncește și cât da, nu te contrazic, cum înțelege dar nu era fotbalul. Rândul lui, asta am vrut să spun. Loții parcă era nu, mai... Nu era rândul lui, dar nu-mi spui eu un semn de întrebare de ce nimeni n-a vrut să vină și să antreneze echipa națională. Da, corect. Când și tu Mihai Stoichiță lei pe Ladislau Bălănii, băi Ladislau Bălănii, tu Mihai Stoichiță ești, cum se zice la mine la bloc, și încerc scuze aici pe Unirii, pistol cu apă pe lângă Ladislau Bălănii, îl iei și îl duci într-o cârciumă din cartier, din timpuri noi, adică bă, scuză-mă, nu o să vină nimeni să lucreze cu amatorie. E, a venit Edi și sunt convins că nu e pus politic, chiar dacă... Eu asta e impresia mea, dar în schimb îți respect părerea ta. Eu așa cred. Eu nu cred că s-ar fi întins până acolo. Lumea ce vorbește că taicăsul cu Dâncu cu Burleanu și pe filier asta, aia e. Dar hai să venim mai... Hai să depășim moment. Să termină emisiunea dacă... Așa, hai să o lăsăm așa și să revenim la Râmnicu Sărat. Zi Marius că... Când te așteptăm la Buzău ca antrenor principal? Doamne ajută, ca orice jucător care își dorește mai sus și antrenorii și noi ne te simți pregătit într-un fel sau altul? Bine, nu mâine, că doar nu îl dăm noi afară. Am în spate o experiență de vreo 10 ani de când antrenez, de asta am și făcut licența și aș fi dus și mai departe, dar nu-mi permite financiar bugetul. Că cheltuiala care am făcut-o, am făcut-o pe banii mei, nimeni nu mi-a dat niciun leu, nu mi-a dat nimic, singur m-am chinuit. Bineînțeles că îmi doresc și eu mai mult ca fiecare, dar pas cu pas. Eu sunt adeptul tot timpul lucrurilor făcute. Rezultatele te-ar recomanda într-un fel. Da, și am mai făcut la Râmnic rezultate din astea. Țineți minte și când i-am bătut pe Sepsi, când au plecat din Liga 3 și noi am trecut pe primul loc și am condus campionatul mult și bine pe primul loc și aveam obiectiv atunci ratarea promovării. Lumea nu știe cu ce bani faci tu, adică hai să ne raportăm la Metalul care sunteți tot în Liga 3, sunteți cam la același nivel de ligă, mă refer, Liga 3. Deci mă gândesc că Metalul are de vreo... Noi avem din 10 echipă din serie, avem al 5-lea sau al 6-lea buget. Deci sunteți undeva la mijloc. Dacă facem așa aproximativ, avem un buget cu siguranță de 4 ori, 5 ori mai mic decât al Metal. Deci de 4-5 ori? Cu eu mă gândeam că numai de 3 ori. Cu siguranță. Vezi, Claudiu, dar ce face frustrant dacă 5 etape înainte de final, să zic, tu știi că poți să o promovezi și vine și să spune, bă, opriți-vă că avem bani să promovăm. Eu nu mă feresc să spun lucrul ăsta, că e clar că asta se întâmplă. Am avut discuția asta inclusiv cu domnul primar și am spus Ștefan și a spus Marius, să-i dăm înainte până la capăt, cu orice risc. Nu putem, ce să facem, să ne dăm la o parte. Noi, bineînțeles, n-am început campionatul, noi am zis să nu mai pățim ce am pățit anul trecut, să fim una din echipele bune din față. Și nici la play-off. Noi am avut obiectivul 1-5. Deci noi nu am avut obiectivul 1-4. Voi v-ați depășit total. Și i-am spus, noi în vestiar cu băieții ne-au zis, băi, hai să forțăm lucrurile mai mult, să muncim mai mult și să... Îmi plac urările alea după fiecare victoria voastră care le ziceți că le urmăresc. Da, asta băieților... Asta înseamnă grup unit, nu? N-au fost, să zic, antrenate. Au venit pur și simplu de la sine. Câți râmniceni ai în echipă? Păi, în afară de Maticiuc și de Tudor, restul sunt numai râmniceni și buzoieni. Claudiu, vezi ce înseamnă? Asta înseamnă unitate. Mi-am spus-o niciodată. Și copiii, juniorii care avem, toți sunt din pepiniera noastră. Și juniorii sunt peste nivelul ăsta. Și cei mai buni. Ai copii care ar putea face pasul la Buzău? Păi au și jucat, dar ne-a dat înapoi. Am avut pe Ignat, care a jucat la Liga 2, am avut pe Ionescu. Domn profesor, pustai via data, a zis că el nu lucrează cu dea de Liga 3. I-am dat cu toată inima și i-am dat acum 2 ani de zile, deci erau ai și mai ai fi fost mici. Mândru să joace la Buzău, nu? L-am dat tot timpul la Buzău. L-am dat, dacă ți-aduci aminte, l-am dat la 14 ani pe Chivu, juca fundaș dreapta în Liga 2. Da.
un copil de la noi. Am dat pe oprică de asemenea la Liga 2. Da, vezi, Claudiu, că aici pierde mult buzoienii. Ar putea să învețe ceva de la Râmnicel, păi, să fie eu mai uniți. Eu spun altceva. Să promoveze aici, buzoienii. Dacă i-aș spune ceva ce i-aș reproșa lui Pustai, l-a avut pe Tudor în biroul clubului. Pe Saim Tudor. Și n-a vrut cu actele cu tot. Un jucător care, valoros, buzoian, avea în spate tot CV, tot ce-i trebuie, venea cu inimă și era, trăgea pentru echipă și nu, și nu l-a. Da, într-adevăr, buzoieni nu prea sunt acceptați la Buzău. Eu aș aduce și alți jucători din altă parte, că nu poți să faci numai cu cei locali, dar așa cum e Ariel, bă, să aibă buzoienii ce să învețe de la Ariel. De acord. Nu? Da. Eu sunt convins că și la Râmnic și la Buzău sunt copii care ar vrea să joace fotbal, care sunt copii foarte talentați, pe care ai putea să-i integrezi în sistemul ăsta, dar copii care poate nu-și permit să vină zi de zi la antrenament și copii pe care cluburile, eu nu înțeleg de ce nu-i ajută. Adică la nivelul ăsta de copii și juniori să găsești niște variante să-i aduci, să-i ții, cred că n-ar fi o tragedie să-i duci la școală, să-i găsești o variantă de cazare pentru ei, să nu vină săracul de la pătrălacele. Da. Sunt, ar fi soluții. Și sunt convins că există. Mă gândesc. La Râmnic s-a făcut de ani de zile. Uite, la Râmnic, da. Despre asta e vorba. La Râmnic a avut o inspirație acum 10 ani de zile actualul primar și a făcut inclusiv clase vocațional sportiv la un ceu teoretic. Voi aveți și echipa a doua? Da, sigur. O ținem pentru copii ca să le dăm jocuri să joace. Îi poftim, Claudiu. Și la Buzău nu există echipa a doua. Cei care nu ar fi în lot să se ducă iar el, că tu știi. Toate condițiile. Despre asta e vorba, așa se face. Da. Așa da. Ți adun copii, te împlângi că nu vin copiii la sport. Păi ajută-i un pic, împinge-i de la spate să vină. Oferă-le și tu ceva. Eu când jucam la juniorii Glorii, jucam, era și eu pe acolo, erau foarte multe grupe de copii. Adică... Păi ajută-i pe copii să vină la sport, ca și ei găsești. Te plângi că nu-l găsești pe Hagi. Păi nu-l găsești pe Hagi când tu aduci la nivel de Liga 1, îl aduci pe ăsta, cum-l cheamă pe ăsta, pe Daua. Păi tu e jumătate dintre fundașii și central românism mai valoroși decât rudimentar, Daua. Rudimentar, adică, să zicem așa. Mă pui și pe mine, dau minge cum dă Daua și n-ai pretenții de la mine. Da. Tot o panoramă, sunt da, și eu pe... Da, vezi că... Dar nu-ți ajuți copiii tăi. Uite, un lucru excepțional ce se întâmplă la Râmnic. Dacă îi aduci pe copii și... Chiar sunt de apreciat, da, de ce asta nu se întâmplă la Buzău? Sunt nu mai înțeleg. Mulți bani la Buzău decât la Râmnicul ăsta. Adică, incomparabil. De ce oamenii ăștia care conduc clubul, nu-i știu, nu-i cunosc, cer scuze că nu-i cunosc, de ce nu găsesc o variantă să fă trialuri, cum se făcea pe vremea? Adu-i pe ea, îl vezi pe unul care lovește bine mingea, care... Bă, hai să, ia vină încoace, hai, uite, stai, dormi aici la club, mai nu știu dacă mai sunt acolo la stadion. Erau niște camere, erau un hotel acolo. Deja hai, arată bine. Te cazăm aici, dormi aici, îți dăm 3 mese pe zi, te ducem la școală, dar vii și joci la noi. Bă, ce e așa greu să faci lucrul ăsta? Da. Cât te costă în plus față de cât cheltui în momentul de față cu echipa? Adică să aduci pe cineva... Problema e, mergem mai departe. Râmnicu are și o infrastructură cât de cât ok. Ei, ar trebui și niște terenuri de antrenament și la copii ăștia, chiar și de joc, la cei cu VM mă refer. În afară de LPS care are anumită bază, dar acolo e altă conducere. Nu are treabă cu echipa de și fotbal. Nu se pot înțelege oamenii și într-un oraș ca Buzău să ai... Păi era așa, stadionul de la, nu știu dacă mai e acum, de la armată de acolo, de pe Calea Eroilor sau cum se numește acum. Da. Sunt, este și acum. Care era un sunt gazon, stadioanele era cu iarbă, cele cu vechi care sunt lăsate în paragină. Normal, așa. Mă gândesc că primăria ar trebui să le gestioneze, să le refacă și să le dea la și copii. Ia bază de antrenament. Da. Ai, poți să te antrenezi. Da. Poți să te antrenezi și pe metalul. Care e problema dacă... Găsiște o variantă să te antrenezi pe metalul. Vă lipsește un om. Cineva spunea de la Buzău, de aici foarte important, că dacă l-aveam noi pe Sorin Cârjan, nu în poziția de primar, în poziție pe plan sportiv. Da, cineva care să se pricepă foarte bine. Deci, capătoși și toată lumea, exact cum spune și Claudiu. Asta e. Nu era problemă de ce să nu fac pe metalul, de ce să nu fac cu colo, de ce să nu fac din colo sau baza sportivă, de ce nu există. Cu siguranță era altă. Apropo de asta, că vreau să spun, au promulgat legea aceea în care spune că 30% din bugetul
primăriilor pentru sport să se ducă la copii și juniori. Cât da. Investești? Păi la noi, la Râmnic, facem lucrul ăsta de 10-15 ani. Dar să nu este bugetul egal cât se dă către echipa mare, să dă la copii și juniori. Adică niciodată n-a făcut diferență. Niciodată. Da, Maru, și toate sporturile. Să văd, să văd roadele la voi. Uite, la voi, de exemplu, nu o să fie niciodată probleme. Chiar dacă aveți salarii mici, chiar dacă asta, că n-or să joace, că n-au salarii mari. Nu, ei tot uniți sunt, am văzut. Da, și noi nu jucăm nici pe primul, suntem singuri pe care nu jucăm. Uite, poftește pe primul loc. Da, e nivel de Liga 3. Normal să n-ai salarii mari. E firesc cumva. Da. Nu, pe mine mă depășește lucrul ăsta, de ce într-un oraș ca Buzăul nu se pot strânge 30 de oameni de afaceri, oficialitățile locale, cine deținătorii de bază, cine nu poate să-i... Nu, spun eu, te întreb... Primarul, logic. Consiliul Județean, nu mă pricep, că nu știu vezi, cine poate să-i cum oficialitățile locale. Băi, ia veniți, mă, hai să stăm toți la o masă, o noapte întreagă, ne închidem într-o cameră și hai să găsim hai o să variantă. Facem treabă. Cum, Doamne iartă-mă, vrei să promovezi un oraș mai bine decât o faci prin sport? De ce nu poți să găsești o variantă? Ok, se întâmplă lucruri excepționale cu echipa de handbal. Foarte frumos. De ce nu poți să faci aici la fotbal? Handbalul nu are aceeași vizibilitate pe care o are fotbal. Nu, nu are, dar oamenii nu înțeleg treaba asta. Și oamenii s-au axat pe handbal mult mai... Păi salariile de la handbal, dacă spun ce salarii au... Dacă fac performanță, să aibă salarii mari. Da, corect. Eu, corect. Eu da, sunt... Nu, nu, mă refer că față de fotbal, salariile sunt mult mai mari. Dar pentru că fac performanță, ok, nu zice nimeni nimic. Ziar el, la tine în țară, cum e cu juniorii și cu copii? De unde vii tu? Eu, bine, din Spania, eu sunt din Uruguay, dar m-am mutat și am trăit 10 ani în Spania, acolo... Acum tu cu cine ți-e la națională? Cu no, Uruguay, cu Uruguay, cu Uruguay. Deci, da. Chiar dacă am cetățenia, da, spaniola... Da, cu Uruguay, în inima ta... Da. Până la 13 ani am fost acolo. Am înțeles. Am crescut cu inima, tot ce înseamnă Uruguay. Păi zine cum e și în Uruguay și cum e și în Spania. A, este altă lume. Nu pot să cumpăr Uruguay. Acum s-a început din ce în ce să fie mai bine asta de bază sportivă pentru junior, pentru... echipele pentru copii, nu? Deci pentru copii. Acum se face. Acum 4 ani s-a început să se investească. Exact. Să se bage bani în chiar copii. Chiar eu, părerea mea este, încă n-ajunge și mai trebuie ani, mulți ani să fie așa cum ar trebui. În Spania e altfel. În Spania acolo chiar în echipele din Liga 3 se crește. Da. Țările puternice, Spania, Italia, Germania, da, Anglia, unde au academii în toată lumea, e altceva. Nici în Spania până acum 10, 15, 20 de ani nu, da? Atunci și-au dat seama. Atunci au realizat și spaniolii, bă, trebuie să punem baza pe copii, să creștem. La fiecare colț de loc, din câte mi-aduc eu aminte, din vizitele mele pe care le-am făcut în Spania, la fiecare colț de broc aproape există un teren de sport, multifuncțional, în care se pot duce și se pot juca gratuit. Există săli, au înțeles foarte bine că ăsta e viitorul. Și uite unde e Spania, la orice nivel, că vorbim de tenis, că vorbim de fotbal. Și ce fotbal frumos joacă. Că vorbim de handbal și așa mai departe. Adică... Sportul. Investești în sport, bași bani mai puțin în sănătate. Ia cât. Ei au înțeles treaba asta, noi nu înțelegem. Nu înțeleg de ce nu se separă totuși politicul de sport, că până aici. Dar nu să-l separe de tot, că fără sportul, politică, nu poți să faci. Dar politicul să dea bani și să pună oameni pricepuți în fruntea fiecărei ramuri. Asta e ideea, nu altceva. Dar știi cum face politicul? Ei dă bani, ei vor să conducă. Politicul face lucruri excepționale la Râmnic cu echipa de fotbal. Într-adevăr, uite, unde sunt oameni pricepuți adică să văd rezultate. Adică să poate. Și la Uina, și la handbal, Așa, și la Uina. Deci se poate dacă vrei să faci ceva. De ce nu se poate asta și la Buzău? Iertați-mă, eu vin rar acasă. Mie mi se pare că orașul ăsta crește pe sunt orgoliile foarte mari. Foarte mari și nu știu de ce. Ar trebui decidențe să se pună toți la masă și să hotărească și să pună în fruntea sporturilor oameni pricepuți la ramura aia sportivă. Și oameni care vor să dezvolte sportul, nu propriul portofel. Corect. Ei, aici să facă ei diferența. Da, cum am zis, fără politic nu poți să faci sport. Absolut. Asta e. Da. Dar implică-te un pic, fă ceva. Așa. Ai un brand local. Da. Iertați-mă, da, de la Buzău, brandul local, pe lângă Vulcanii Noroi și alte... Asta este gloria Buzău.
Băi, implică-te și dezvoltă acest brand local. Nu-l face FC Buzău. Nu mă interesează echipa FC Buzău. Pe mine mă interesează Gloria Acum Buzău. Acum au dreptul să folosească numele de Gloria Buzău. Să-l folosească. Nu da. Sunt FC. Păi eu nu știu de FC Buzău. Ideea e în felul următor. Că, uite, Rapidul, au luat și culori și istorie și tot. Și se trezesc cu datorii enorme. Asta. Acum Gloria Buzău este a primăriei, Gloria Buzău, numele de Gloria Buzău, pe care l-a câștigat în instanță, perfect, poate să-l folosească totul de acord. Și el a dat și echipei de fotbal că poate să-l folosească. Deci, despre asta e vorba și dezvoltă acest brand, dezvoltă o echipă de fotbal cu care să ajungi în Liga 1. Este păcat ca un județ ca Buzăul să nu aibă o echipă de fotbal categoric, în Liga 1. Merită, și tu să merită. Nu poți, băi, sunt oameni... Bănuiesc că sunt oameni cu bani sunt oameni în potenți, orașul ăsta. Vai de mine, sunt oameni potenți în și oraș. Oameni care ar putea ajuta. Eu nu e vorbit de unul singur. Da, da, da. Eu chiar am fost la câțiva dintre ei. Întâmplător mă ocup și de marketingul. Mm-hmm. Da, adică de fotbal, sunt director de marketing. 10-15 oameni de afaceri din oraș care am ar luat putea contact. Ajuta clubul. Da. Dar ideea e că tot așa cum ai spus tu, eu n-am putere să-i adun pe toți la masă. Dar nu e vorba de tine aici. Nu, ca idee. Deci tot cei care, decidenții comunității, să-i adune pe toți la masă, să le prezentăm un proiect viabil, un proiect sănătos, pe care să plecăm de la copii și juniori. Uite, domnul Neagu, președintele Consiliului Județean, are un proiect pe care o să-l facă cu un teren. Deci chiar a trecut de Consiliul Județean, e în lucru, cum s-ar zice. Așteptăm și din partea primăriei un proiect de genul ăsta, cu alte terenuri, cu alte adică să înțeleg eu că Consiliul, asta înțeleg eu, Consiliul Județean și primăria sunt ca și cele cu pisica la Buzău. Să, nu să plac unii pe alții, sau cum e. Tu ai zis, eu nu pot să spun asta aflu eu din... Spune tu ce vrei, nu treaba știu, ta, că eu nu mă pricep, dar asta înțeleg din ce îmi spui, că nu sunt... Nu sunt foarte bun prieten, adică unul joacă pentru AC Milan, altul joacă pentru Inter, cam așa se întâmplă la derby local, cam așa înțeleg că se întâmplă la Buzău. Ce pot să spun, că nu e ca la Râmnic. Acolo să știe ce să vrea, toată lumea e aliniată și toți merg pe același drum. De-aia ne ducem. Cam asta e problema aici. Exact cu mentalitatea asta, de-aia suntem unde suntem. Deci, clar de ce mă gândesc. Norocul e investitorul ăsta privat, așa care e, nu pot să-i dau numele. Pot să-l dau, dar nu vreau, poftim. Da? Care e? Că a mai avut Gloria un investitor privat de suprafață. Îi se spune accionarul nostru în cercurile de la palatul de la Alia Alexandru. Știi ce se întâmplă? El e singurul care aduce bani de acasă. Că aduce mulți asta. Sau bravo puțin, lui. E singurul care aduce. Câteva sute de mii aduce, ca să știi. Că e mult sau puțin, nu știu, gândește-te tu. Mă, ăia alți nu dau din casă de la ei. Ăia dau... Tot de la noi, cum ar fi. Foarte bine că dau, să ne înțelegem. Nu zice nimeni nimic. Ei, ăsta dă de la el acasă. De acasă. Și nu-i normal să conducă el. Ba da. Dar în același deci, timp, acolo... în același okay, timp, găsești o variantă acolo, da, cu acționar multipli, da, găsești da. O variantă de facilități pentru oameni care vor să dea bani la echipa păi de simplu, fotbal sau societate la sport. Pe acțiuni. Ce? Nu știu. Foarte trebuie simplu. Să-i dai și lui o facilitate. Da. Pentru că, până la urmă, omul a muncit să facă o avere, să-și facă o companie, să aibă niște angajați. Păi, ajută-mă, dăm niște facilități, dăm ceva, scade impozitele. Nu știu, nu mă pricep, e treaba politicului să facă treaba asta. Bă, da, ajută-ți echipa, aduc copiii la fotbal, încearcă să reconstruiești brandul ăsta, că nu e greu, tu l-ai deja. Nu e greu să aduci oamenii la stadion, dar în condiții în care până la urmă au dreptate și cei care nu vin la meciuri. Vezi că nu se întâmplă nimic și că totul tot e o mocirlă. Deci nu prea dă... stau cu frică, aoleu, eu dacă dau niște bani, dacă nu-i fură. Eu i-am asigurat pe toți, domnule, nu se mai fură bani. Nu se fură, efectiv nu se fură. Că, na, o mai lua vreo decizie greșită aia, nu cu rea intenție. Că nu poți să le iei perfecte pe toate, nu? Dar revin și spun, treaba primăriei și a Consiliului Județean, mă gândesc să fac o infrastructură sănătoasă. Terenuri multe, nu? De aici să pleci ca să poți să crești. Nu poți să vorbești de altceva. Deci acolo decizia. Vorbești de performanță când nu ai baza sportivă, nu ai cum. Zic, Claudiu, mai zicem și de campionatul mondial. Zicem de ce vreți voi, că
Ca să, nu, ca să mai ne îndulcem de, puțin. De campionatul mondial al pariurilor sau de ce vrei să... Cum vrei tu. Că... Cum vrei tu. Zi, Ariel, ai ceva de spus? Nu, nu, mi-a fost amuzant. Păi, okay. E așa de senzație, adică... Nu care fost să mă uit la meciuri, nu e vorba dar de asta, cum, dar... cum s-a ajuns, cine conduce și fotbalul ăsta din lume? Infantinul ăsta cu... Da, e un fel de burleanu pe scară, deci, mai larg, nu, adică... Deci nu, ideea în sine, da? Ce, ce chestie... Aici, din păcate, da. N-ai, nu prea ai ce, n-ai cum să te răscoli. Da, nu, 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 discută, închidită și unecă, dar n-ai ce să-i faci, dar dacă nici după mizeria asta a sinistrele de se întâmplă în Qatar acum, nu se trezesc, sau, mă rog, poate le fi bine tuturor, adică... Știi tu ce, ce, ce poate să câștigă mulți bani, nu? Da, aici n-am niciun dubiu că se câștigă mulți bani, știi, dar văzând ce bani. Se întâmplă în Qatar, pe mine, deci, adică frizează ridicolul. Ridic, să, da. Păi zi până la capăt părerea ta. N-am, părerea mea e cât se poate de simplu. Părerea mea este că meciurile astea au contat și o să iasă la... Cumva o să apară, o să iasă la iveală. Eu cred că s-a jucat foarte mult la pariuri pe meciurile din, din Qatar. Mi se pare... apoteotic ceea ce Arabia face. Arabia Saudită, să zicem. Să zicem, mi se pare fabulos ce se întâmplă cu Japonia. Să-mi fie cu iertare. Nu, ai, cred că cu Japonia... Să ia la mână pe toți. Cred și că și ăștia lui Iordănescu, dacă s-ar juca de la egal la egal pe bune, cred iar că bate, și ăștia lui Iordănescu iar bate. Hai, hai că prea ești prieten cu Iordănescu. Acum, eu zic că nu iar bate. Bun, te întreba ceva pe Arabia Saudită, i-am bate? Și vă întreb și pe voi, acum, na, eu zic că i-am bate. Hai să-l întrebăm eu pe Marius Mudic. Din ce am văzut echipa națională a României, cred că da. Are echipa mult, mult, premia mult mai bună decât Arabia, dar bineînțeles trebuie să arate. Bine, față de Qatar, pe ăștia cred că i-am bate 100%. Da, ăia nu-i purea socoteală, că adică săracii sunt nevinovați. Da, corect, nicio... ei sunt, da, sunt din alfie. Echipă de Liga 2 din, sunt din, din România. Da. Da. Ce sunt, din punctul meu de vedere, e o mizerie teribilă ce se întâmplă în Qatar în momentul ăsta. Cred că e momentul ăla de sus în care, la un moment dat, sper ca toată lumea să trăiască, să realizeze că ceea ce face FIFA în momentul de față este deja către partea de mafiot a fotbalului. Numai pentru bani. Totul este numai pentru bani. Mafioții numai pentru bani fac. Eu să nu zic că sunt mafioți, eu zic... Acum am un antrenor și un jucător în stânga și în dreapta mea și pot să-mi spun un lucru ăsta. Sau... Că e, mă gândesc că e teribil de greu. Mai ales la nivelul ăla să joci odată la două zile, odată la trei zile, adică îl nenorocești pe jucător, distrugi fotbalistul în sine, pentru că la vine după aia să ce la echipa de club. În ianuarie se reia toate... din plin campionat, că i-au luat pe toți. Adică la nu mai are vacanță și mă gândesc că e destul de greu să... Consumul care îl are și fizic și psihic. Eu așa și din cred. Toate punctele de vedere. Mie îmi se pare, cred că ar fi fost un gest excepțional din partea tuturor țărilor să fi spus stop acestei cupe mondiale și să nu s-a fi dus acolo. Adică, mă rog, da, sigur, îi ducea Burleanu, păi nu știu că să lăuda și el cu prezența la un turnul final. Ești antrenor și... Da, eu, nefiind noi România participant la acest mondial, m-am uitat mai mult așa cu ochii spectatorului și mie mi-a plăcut până acum, îmi plac surprizele. Dovadă că de asta, noi fiind și noi o surpriză la Liga 3, îmi plac surprizele să merg mai departe, dar... Într-adevăr, a apărut mondialul ăsta parcă așa, pe nepuse masă, adică în plin campionat, exact cum ai spus, în plin sezon, a întrerupt o dată. Atipic, ca să folosim, în decembrie, să fim mai Premier League omenoși. Deci, atipic. Aia spun. Și pauza jucătorilor nu a mai fost în regulă. Se dau câteva lucruri peste cap acolo și din punct de vedere al pregătirii și, și altceva când ești și psihologic implicat în campionat, în plin campionat cu echipa de club și deodată te trezești la echipa națională și într-un campionat mondial, unde e altă presiune, o altă... Tu, Ariel, ce zici? Da, e ce vorbim de fotbal, doar ce se întâmplă pe teren acum a fost surprinzător și cred că e frumos. Ție, da, da, ți-ți pare rău că Uruguay uite din cauza sistemul ăsta și sistemul ăsta e iar, mă rog. Am greșit primul meci, din părerea mea, noi, atunci cu Coreea, că am egalat, ne-am dus să egalăm, sincer. După poți să pierzi cu Portugalia, bineînțeles, poți să pierzi și e normal să pierzi. Și dacă trebuie, să câștigi cu Senegal, cum a fost, am câștigat, okay. Primul meci, atunci a fost greșeala. Te mai îndulcește Spania. E, poate, poate, și Argentina, eu susțin foarte mult cu Argentina. Da. Și eu, Messi,
Da, într-adevăr este pentru mine... Într-adevăr, da. Claudiu și Messi arată eu încă arată și merită, că e și super, superstar. Eu, nu? Nu, uitați, eu țin cu Anglia. Oriunde deci Anglia, n-ai treabă cu... Am înțeles, am înțeles. Nici cu Cristiano Ronaldo, nici cu Messi. Nu, pentru mine e Ronaldo. Bine că ai spus Cristiano Ronaldo, pentru că Ronaldo e un singur... Ăla grasul care îl vedem. Ăla a fost singurul Ronaldo pentru mine din fotbalul mondial. Asta e o... copie mecanică un băiat muncitor, să zicem. Da, bravo lui. No, da, și are și talent, de talent, ce să nu spunem? Nu poți are și da, talent. Pentru mine. Talent înăscut, dar muncește foarte mult. Ronaldo punea la piciorul 38 pe minge. De ani, câți ani cel are? Mai mult, da, nu, 37. 37? Ei, arată perfect. Bravo lui din punctul ăsta de vedere. Dar tu zici că ești cu Anglia. Eu, să știi da. Că Anglia ar avea șanse, nu? Anglia are întotdeauna șanse, dar întotdeauna Anglia... până la final găsește o variantă încât să-și piedică singură. Adică da. Acolo se întâmplă totul. Chiar și echipa ar avea. Are echipă, nu? Deci, echipa are de campion. Față de Germania, mondial. Care tot vine cu Müller și cu aia, eu zic că sunt mai ok, nu? Mult da, mai mie okay. Mi-ar fi plăcut, recunosc, să văd o finală Anglia-Argentina. Da, aproape imposibil, dar... Na. Nu știu culoarele cum sunt. Culoarea, am impresia că e imposibil să, de asta zic să, că... joace, să ajungă în finala amândouă. Da, brazilienii au stilul lor. Nu, n-au fost niciodată pentru mine, nu mi-au plăcut niciodată, că, na, am vorbit de Uruguay mai devreme, cred că erau pentru ultimii romantici din fotbalul ăsta, da. Care a ajuns computerizat complet. Dar un alt motiv pentru care, știu, lumea se uită, că e un spectacol. Bă, mie mi se pare trist să văd offside-ul ca la FIFA pe calculator. Așa e. Aici mie mi se pare că deja dă farmecul ăla peste nu mai are nicio legătură. Dă farmecul peste cap. Și vin arbitru penaltiri, ca să, sau, de exemplu, sigur. Argentina a primit două penaltiri, care în viața mea am văzut ceva așa la Cupa Mondială. Da. Nu știu, nu... Argentina, ca și nivel de fotbal și asta, s-a europenizat mult. Păi nu știu cât mai joacă în Argentina din naționala. Așa e, deci așa. Singurii care au rămas brazilieni, să zicem, tot mai fac câte o floricică, mai fac câte o chestie, dar în rest... Da, eu am spus-o, în țimpa mea, campionatul ăsta mondial este o tristețe, surprizele sunt surprize, dar mie nu mi-e greu să spun că nu le văd surprize. La fel cum ai bănuia la ta și nu... Nu, mă scos din ale mele, la da. Fel cum sunt convins. Da, și pe bună dreptate, Spania și-a văzut interesul în momentul în care a pierdut cu aici sunt de acord cu Japonia, cu da, că da. Lucrurile sunt cât se poate să de evident. Să văd de la o poștă, cum și ce fel... Fotbalul ăla sau mondialul ăla din 94, hai să-mi aduc aminte, tot aminte, pe ăsta, ăla a avut un talent, a avut un farmec, a avut ceva. Altceva. Păi... Cred că a fost unul, poate și pentru că am fost noi acolo, poate, nu? Da, și unul dintre asta. Cele mai frumoase da. Campionate. Acum, l-am prins și pe Maradona, l-am prins și... Noroc că în 94 nu l-am prins în tribună. L-am prins în tribună. În 90. În 90 când a fost atunci și... De-aia am și bătut unul cu 3-2. Nu, în 90 sau... a fost 1-1. Gol, cred că... 3-2 din coace. La noi a dat, pentru noi a dat Balint, la ei cred că a dat, cred că Canigia sau Batistuta, nu știu sigur. Nu mai da, unul din ei. Da, a fost 1-1 și am bătut 90, cu 3-2 da. Din coace când... Da. În 94, când da. Era Maradona, ce a fost probabil norocul nostru că... L-a prins drogat sau... L-a prins un pic tras. Da, prăfuit. Era bine. Așa, după părerea ta, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor? Sau fiecare cu epoca lor? E greu, na, mie mi-e greu să spun. Pentru mine, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, acum, na, sunt poate și un pic subiectiv, rămâne Gheorghe Hagi, pentru că pe Hagi l-am văzut jucând. Pentru noi, Hagi m-a bucurat, da. Hagi m-a scos pe străzi și a doua zi aveam examen la PAC sau la liceu. Pentru mine, el rămâne cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, da. Aici și la nivel mondial? Maradona, fără discuții. Deci Maradona și Hagi. Marius? Ronaldinho. Mi-au plăcut jucătorii magici. Ronaldinho e un jucător magic. Ronaldinho da. Din Țosu. Da, da. Și... și la noi în țară? Hagi. Tu, Ariel? Eu fiind mai aici în timp, știu ce a făcut Maradona, știu cum așa. Juca. Știu și pe Pele. Mai puțin, nu? Că ok. Fotbal era mai lent, mai... era diferit, da, da. Dar eu cu Messi, bineînțeles. Eu deci tu mergi cu Messi. Mi se pare, da, mi se pare interesant, că... deci... Da. Eu mă așteptam să fii zis lui Suarez, nu știu de ce aveam feeling-ul ăsta, dar... Totuși. Deci, numai argentinien.
la nivel mondial vorbind, Messi un vot și două voturi Maradona. Așa, pentru mine și eu, tot pe mâna lui Maradona aș merge. Da, parcă e puțin mai complet, ca el nu se mai naște, mă gândesc. Da, și eu cred și eu că la cel mai bun nivel al lui Ronaldinho... Și asta e adevărat. Da, cel mai bun atunci... Da, a jucat a mai scurt. Da, a avut 2 ani. 2 ani de zile. Da, adică și-a bătut joc de el, putea să fie cel mai mare din lume. Exact. Așa a bătut joc de el. La asta, ca așa și la noi în țară, na, Balaș, tot 2 ani a jucat. N-a jucat mai mult și... Din păcate. Contează și trofeele și cât ai jucat, nu? Ca să luăm așa într-o... Nu știu, am apucat să-l văd pe Maradona jucând. Bine, am apucat să-l văd și pe Ronaldinho jucând. Da. Dar am apucat să-l văd pe Maradona jucând și bucuria aia pe care emana jocul de fotbal, da, într-adevăr. Maradona pentru mine. Într-adevăr și pentru mine la fel. Și maniera lui de a fi exact. Ca persoană diferit. Da. De a străi viața complet fără să ai absolut niciun fel de... încălzirea, nu poți să uiți, da. Care s-a adică toți dădeau ture și făceau și dă-i și tumbe el, și el făcea duble, adică bine mă lasă că era din alt film. Despre asta e vorba. Ce să mai zice? Mai are cineva de spus ceva ceea ce n-am discutat și vreți să spuneți? Păi, dacă toți sunt în perioada sărbătorilor, să fim sănătoși și în primul rând să dea Dumnezeu ca gloria să termine pe loc de play-off. Și Olimpia să promoveze. Și Râmnicu să promoveze. Să ne menținem acolo cât putem de mult până la final, dacă se poate și să cel mai important felicită toată lumea să fie sănătoasă pentru tot ce ai făcut la Râmnic și ție și conducere de la Mulțumim, mulțumim. Da, eu, știu că nu contează dacă le spun eu, dar aș vrea să-i rog pe domnii de la primărie și de la Consiliul Județean să se împace, să se ia de mânuță, să pupe pe obrăjori sau cum știu domniile lor să facă și să găsească o variantă să aducă clubul ăsta, să aducă oamenii la stadion, să facă un stadion, să refacă tot ce înseamnă Gloria Buzău, pentru că e păcat de orașul ăsta să stai fără o echipă în Liga 1 și nu o să câștige Gloria Buzău vreodată campionatul în România, probabil. Dar măcar să fim acolo. Măcar să ai o echipă acolo în Liga 1, pentru că merită. Merită și oamenii ăștia din Buzău mai mult decât asfalt pe șosele și parcuri noi care sunt în regulă, excepțional. Sunt și ele binevenite, nu se pune probleme. Dar merită și omul ăsta să vină nu să vadă... Nu se exclud unele pe altele, absolut, ca să fie clar. Da, merită, bănesc, și oamenii ăștia să vină să vadă fotbal la Buzău. Sperăm și noi să prima dată să terminăm în play-off și vom face tot ce se fie în mâna noastră pentru a promova, că asta vrem. Te-am ajuns la mâna voastră acum, ca să știi. Da, da. Și la Marius, la mâna lui să promoveze și la mâna ta să promovați. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați onorat. Vă dorim, dragi telespectatori, sărbători fericite și să auzim de bine. Noi o să ne vedem în fiecare luni la ora 17 și Doamne ajută!